De curând a ieșit de sub tipar Enciclopedia Geografică a Holocaustului din Transilvania de Nord. Volumul cuprinde informațiile esențiale privitoare la istoria și tragedia evreimii, care înainte de război număra peste 160.000 de suflete, trăitoare în aproape toate localitățile urbane și rurale din Ardealul de Nord. Majoritatea covârșitoare a acestei populații evreiești a pierit la Auschwitz și în alte lagăre naziste. Cartea este versiunea română a enciclopediei elaborată în limba maghiară de către un colectiv de 8 autori. Lucrarea originală, apărută sub redacția savantului american Randolph Braham și avându-l drept editor pe Zoltán Tibori Szabó, cunoscut cercetător al Holocaustului din Transilvania, a văzut lumina tiparului în 2008. Sigur, de la din 2008 până în 2018, până când s-a născut ideea traducerii acestui volum în limba română și a rearanjării lui, pentru că a necesitat o muncă întreagă de editare foarte elaborată, au trecut mai mult de 10 ani și atunci acest volum în limba română a apărut grație sprijinului pe care Muzeul Memorial al Holocaustului de la Washington și personal Radu Ioanid, fostul director de arhive al muzeului, l-a oferit pentru traducerea acestui volum, iar editarea și tipărirea volumului a fost sprijinită și asumată și sprijinită financiar de către Institutul pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel, de la București, profesorul Alexandru Florian, ocupându-se în mod personal de bunul mers al acestor lucrări de editare și tipărire. În cele din urmă, cartea a apărut cu ușoare întârziere datorită, a ajuns pe piață din România cu întârziere datorită pandemiei, dar acum deja se poate găsi și comanda și pe internet și fizic în librărie. Atât varianta în limba maghiară, cât și cea în limba engleză au fost concepute și verificate și editate și citite de nenumărate ori, atât de mine cât și de către profesorul Graham, și am avut în anul 2018, în aprilie, o întâlnire cu dânsul la o conferință la New York și atunci, practic, ne-am pus de acord asupra modului în care va urma să edităm traducerea românească a enciclopediei și modului în care o să rezolvăm tehnic anumite probleme de nomenclatură, de toponimie, de utilizarea unor cuvinte ebraice și din limba yidiș și de traducerea lor și așa mai departe. Din păcate, profesorul Graham s-a prăpădit în noiembrie 2018. Eu am rămas în legătură cu el până cam o săptămână înainte de dispariția lui dintre noi. A plecat într-un moment destul de greu pentru editarea acestui volum, dar totuși având în vedere faptul că a existat o înțelegere despre editarea volumului și despre metodologie și despre tehnicile pe care le vom folosi, a trebuit să editez volumul de unul singur. Volumul se adresează în principal elevilor și studenților care studiază acest capitol al istoriei noastre, dar deopotrivă și cercetătorilor și universitarilor care doresc să-și aprofundeze cunoștințele în privința Holocaustului din Transilvania de Nord. Ceea ce este important de știut, că această enciclopedie geografică este o lucrare care
analizează comitat cu comitat, era o comitată, județ, în loc de județ era o comitată, da? Pe fiecare comitat și pe fiecare oraș, comună și sat, unde au trăit evrei în anul 1941, când s-a făcut ultimul recensământ dinaintea Holocaustului. Acea localitate se găsește în această enciclopedie. Dacă enciclopedia în limba maghiară și varianta ei care a apărut în 2013 în Statele Unite în limba engleză aranjau aceste comitate și localități după nomenclatura urbană și a localităților din perioada respectivă, deci cea în limba maghiară, la această enciclopedie noi am schimbat și totul este organizat în întregime după denumirile, după toponimiile românești utilizate și cunoscute. Nu aceea era denumirea oficială la epoca respectivă, dar am avut în vedere ca cititorul de limba română să poate să se descurce cât mai simplu și cât mai ușor. La sfârșitul volumului există un indice al denumirii localităților în limba română și acolo puteți consulta și denumirile în toate celelalte limbi care le-a avut o localitate din Transilvania în decursul secolului 20 sau supra, care a fost cunoscută, deci denumiri în limba maghiară, în limba germană, în limba rusă, în limba ucraineană, în iidiș, în armeană, în turcă, cești, în ce limbi mai sunt, toate sunt listate acolo și puteți să le vedeți. Repedea din Comitatul Maramureș, denumirea oficială de atunci era Oroscă, în maghiară, în iidiș avea două denumiri, Reped, respectiv Crivei. Mai era o denumire în maghiară, Ruskirva, în rusină, în rusă și în ucrainiană, Kirva sau Reped, sau în ucrainiană o altă denumire, Crvâi, și a aparținut și de poemile de sub munte, pagina 215-216. Aici este cuvântul, titlul despre Repedea și în această localitate, din ocolul Vișeu de Sus, evrei s-au stabilit în prima treime a veacului al XVIII-lea, deci urmează o descriere începând din anii 1700, cum a luat ființă comunitatea, cine au fost rabinii comunității și mergând tot așa până în secolul 20, din datele recensământului din 1941, reieșind că 912 evrei din această localitate s-au declarat de limbă maternă iidiș. La sfârșitul lunii aprilie 1944, evrei de aici au fost duși în ghetoul din Vișeul de Sus, de unde i-au deportat la Auschwitz între 19 și 25 mai. După război, localitatea a reintrat în componența României, au revenit doar câțiva supraviețuitori. În 1947, în Poienile de Submunte, deci localitatea care reunea cele două sate, trăiau 18 evrei. Enciclopedia se dorește numai a fi un fel de compendiu foarte simplu și accesibil de urmărire a istoriei fiecărei comunități, din fiecare localitate unde aceste comunități au trăit pe teritoriul Ardealului de Nord, ci dorește să fie și în întregime un fel de monument al acestor comunități evreiești care au dispărut, pur și simplu au fost distruse în acest volum. De asemenea, nu numai deportările din 1944,
ci sunt toate atrocitățile care au fost săvârșite începând din toamna lui 1940 și până în toamna lui 1944.